Bărbatul care apare în imagine este căutat de poliție, suspectat că a furat un portmoneu. Totul a avut loc pe 10 septembrie, într-un centru comercial din sectorul Râșcani al capitalei. Potrivit poliției, victima, un bărbat de 60 de ani, s-a adresat la poliție imediat după ce a observat că a rămas fără portmoneul în care avea 7500 de lei. Forțele de ordine au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere și au identificat un suspect. Persoanele care l-au recunoscut pe bărbatul din imagini și cunosc locul unde s-ar putea afla, sunt rugate să anunțe la numerele de telefon indicate pe ecran. Dacă va fi identificat și găsit vinovat, riscă amendă de până la 67.500 de lei sau ar putea face 4 ani de pușcărie.